Bun venit, Raluca, la Backstage Bravo I Steal. Arăți splendidisim. Doamne, vă mulțumesc foarte mult. Totul în jurul meu arată splendidisim. Este un fel de beauty by association. Cu toții suntem splendidi, colegii, decorul, canal de doi, totul strălucește. Totul strălucește. Este inclusiv ochii noștri de bucurie că suntem iarăși aici la Bravo I Steal pe canal de doi. Spune-ne cum ai regăsit toată această atmosferă din platoul Bravo I Steal. Mi se pare, am lipsit foarte mult timp de pe micii de ecrane. Acum când suntem aici, mi se pare că e ca și cum n-aș fi plecat niciodată. Sinceră să fiu, toată viața mea și toată viața noastră a tuturor colegilor este Bravo I Steal. Adică pentru noi chiar este acasă, chiar este familie, chiar facem ceea ce nici nu visam vreodată. Este tot ce ne dorim mai mult, să fim aici cu toți. Regăsesc atmosfera incendiară, deși există probabil emoții, foarte multe emoții, cum este și normal. Fetele sunt la prima lor experiență genul acesta. Este din nou un sezon cu non-celebrități și, mă rog, sunt foarte happy pentru că astfel atât noi cât și telespectatorii vor avea ocazia să vadă cum se formează, cum se modelează niște tinere viitoare speranțe sub ochii lor și sub ochii noștri. Și asta mi se pare o chestie foarte tonică. Îmi place la nebunie cum arată platoul, noul platou Bravo I Steal, și eu am emoții pentru ele și alături de ele și ce pot să spun, deja am identificat câteva personalități extrem de puternice, chiar de la prima ediție, iată. E magie tot ce se întâmplă aici. În seara asta, cumva avem o dublă, nu cumva, avem o dublă bucurie pentru că lansăm și noi suntem onorați să fim cei care oficializează lansarea pe piața media din România a celui mai nou post de televiziune, Canal de 2, și cu atât mai mult cu cât noi suntem primii oameni pe care telespectatorii îi văd pe Canal de 2. Cu noul sezon Bravo I Steal, sezonul 8, care s-a reîntors la rădăcini și care arată absolut spectaculos din toate punctele de vedere. Concurentele sunt, Doamne, nu pot să vă zic! Asta voiam să te întrebăm, despre concurente sunt mult mai îndrăznețe decât... Superbe sunt, superbe! Nu există să nu aibă vreun răspuns sau să trebuiască să le întreb eu sau să încerc să scot vreun răspuns de la ele. Sunt deja pregătite, au personalități puternice, caractere superbe, ele sunt minunate, știu exact care-i scopul, știu exact de ce au venit aici. Foarte multe dintre concurentele din sezonul actual fac parte din generația celor care acum câțiva ani de zile se uitau la Bravo I Steal și visau să participe la Bravo I Steal, însă nu aveau vârsta necesară, 18 ani, de a intra în competiție. Adică, practic, multe dintre concurentele din acest sezon sunt concurente care au crescut uitându-se la Bravo I Steal. Pentru noi lucrul ăsta este bucuria și complimentul suprem, adică lucrul acesta ne onorează maxim. Știu vorbele, știu concurentele, am știu că sunt foarte pregătite. Foarte pregătite, știu sezoanele, știu efectiv aproape tot ceea ce se întâmplă. Adică deja, și mai este o chestiune foarte importantă, știu importanța Bravo I Steal în viața lor. Pentru că de la Bravo I Steal pleacă în ultimii ani toți mari influenceri, toate celebritățile TV. Bravo I Steal este singurul show de televiziune care oferă pieții vedete în adevăratul sens al cuvântului. Iar concurentele știu chestia asta și sunt sigur că vor face tot posibilul pentru ca să se prezinte în fața publicului în așa fel încât să-și clădească o carieră de aici, de la Canal de 2. Nene, ce te-ai emoționat cel mai mult în momentul când ai pășit în platou Bravo I Steal, sezonul 8? Absolut tot. Inevitabil, orice nou sezon pentru mine vine cu emoții uriașe pe care efectiv nu le pot controla. Îmi tremură vocea, îmi tremură mâinile, îmi tremură picioarele. Nu știu cât se vede sau nu se vede, însă eu știu ce simt în sufletul meu. Sunt emoții constructive pentru că iubesc ceea ce fac. Mi-a fost dor de tot, de la lumini. Când am venit și am văzut cum arată studioul, am zis, Doamne Iisuse Hristoase, unde suntem? La Rai 1? Ce se întâmplă aici, știi? Adică e totul fabulos, așa, e grandios cumva. Și toată grandoarea asta te copleșește la un moment dat, pentru că te simți așa, știi, mic și acum eu ce fac și cum, aoleu, trebuie să zic, trebuie să fac, trebuie să...
Dar, tocmai pentru că n-am experiența, cumva la un moment dat trebuie să-și spună cuvântul, trecem peste toate și efectiv ne bucurăm de absolut tot ce ne oferă această nouă experiență, acest nou sezon de Bravo, această nouă televiziune Canal de 2. Ești cel mai nou membru al juraților. Cum regăsești această atmosferă dintr-un platou de televiziune? Wow! Platoul Bravo Air Steel este un platou impresionant și intimidant în același timp, deci nu pot să nu le înțeleg cumva pe concurente. Am avut aceeași stare de nervozitate și dacă m-ar fi pus Ilinca să țin mâna dreaptă, cred că și eu făceam la fel de tremurat gestul ăsta. Îți spun sincer că e, cum am spus, poate fi așa apăsător să vezi toată tehnica asta în jurul tău, să vezi toată desfășurarea de forțe din spatele acestui proiect, însă în egală măsură ceea ce se produce aici, pe acest catwalk, pe această scenă, e magic. Și nu poate fi decât să stresare inima de bucurie când vezi că din efortul atâtor oameni se creează ceva frumos. Spune-ne ce impresie ți-ai făcut despre concurente, așa la prima vedere, cât s-a putut din prima ediție. Îți spun sincer că sunt super fericit că fac parte dintr-un sezon în care revenim la formatul inițial, formatul în care niște concurente necunoscute participă pentru titlul de cea mai stilată femeie. Mi se pare interesant pentru că, îți dai seama, e mult mai ofertant decât cu persoane care au deja un stil conturat, mai mult sau mai puțin de ele însele. Devine interesant pentru că aici e o pepinieră în adevăratul sens al cuvântului. Poți să vezi toate acele idei, toate acele trăiri, toate acele, nu știu, fantasme care se desfășoară în mintea fetelor ăstora și să vezi cum sunt ele capabile să le pună în practică. Nu poate fi decât frumos, cum să fie altfel. E viața, în adevăratul sens al cuvântului, îți spun sincer. Wow, sunt superbe concurentele, sunt efectiv superbe. Sunt autentice, în primul rând, lucru care îmi place la nebunie, pentru că mai mult decât stil, mai mult decât modă, Bravo Air Steel este un show fenomenist și este un reality show. Personal sunt foarte interesată în a le cunoaște, așa cum cred că și publicul, în a le cunoaște, în a le vedea pe ele așa cum sunt cu adevărat în spatele hainelor sau a imaginii sau a personajului pe care încearcă să-l construiască. Sunt informate, sunt bine îmbrăcate, sunt stilate, sunt cu vorbele la ele. Se anunță a fi un sezon extrem de ofertant, extrem de ofertant. Aș prefera să fiu un pic mai rezervat, pentru că a fost doar o ediție și atunci sigur că e mult prea devreme ca să ne pronunțăm, deși pot să-ți spun cu siguranță că am văzut foarte multe tipologii și personalități dintre cele mai diferite și asta e o chestie care mă bucură. Ți-a atras atenția vreo concurentă, că veni vorba de idei? Mi-au plăcut încercările pe care le-au făcut. Îți spun sincer că acum am uitat la ele ca fiind o primă întâlnire, ca și cum ne intersectăm undeva pe o stradă, într-o metropolă și ne privim, ne scanăm puțin din ochi și trecem unul pe lângă celălalt, uneori poate întorcând capul, alteori ne întorcând capul. Mi-au atras atenția, însă nu vreau să pun acum degetul pe persoanele respective, pentru că sunt sigur că au putut fi scăpări, dacă e vorba de o părere negativă, sau au putut fi sclipiri de geniu generate de un moment special care a fost, ca și pentru mine, debutul show-ului pe Canal de 2. Astăzi a fost așa, o zi de acomodare, a fost o zi în care și noi, dar și telespectatorii am avut ocazia să le descoperim pe concurente, pentru că nu le-am cunoscut până acum și, repet, mi se par fabuloase. Și atunci era normal să se întâmple și asta, însă ei sunt jurați, au fost întotdeauna și trebuie să se exercite acest drept, dacă vrei, sau această autoritate. Și atunci, da, mi se pare normal să fim corecți, să jurizăm ținute, să dăm exemple de ce putea fi mai bine, tocmai pentru că Bravo este recunoscut și pentru asta, pentru că întotdeauna ne-a învățat cum să facem mai bine, cum să ne îmbrăcăm mai bine, ce să cumpărăm mai bine pentru corpul nostru, ce ni se potrivește mai bine și așa mai departe. Ne-am întrebat câte ceva despre noul jurat de la masă, Alex Avagiu, ceva ce nici telespectatorii și nimeni nu știe.
Pe Alex îl știu de foarte mulți ani, sunt peste 20 de ani de când ne cunoaștem, am făcut enorm de multe proiecte superbe împreună, foarte multe shooting-uri pentru el, foarte multe coperți pentru el, foarte multe joburi private, extrem de multe videoclipuri, chiar ne-am și cunoscut la un videoclip acum peste 20 de ani. Și o amintire foarte mișto pe care o am cu Alex s-a întâmplat la ambasada Franței în timpul mandatului lui Henri Paul, când noi făceam un shooting în interiorul ambasadei și am exersat împreună, mă rog, eu mai mult, el mă filma, mersul brazilian Gisele Bündchen, de fapt. Cred că există undeva acea filmare, s-ar putea ca Alex o aibă în telefon. Aia este una dintre amintirile la care țin cel mai mult dacă vine vorba despre Alex Savagiu. Și îi doresc pe această cale și cu această ocazie, bun venit în echipa Bravo Estil, în familia Bravo Estil. Spune-mi, te rog, despre relația pe care o ai cu ceilalți doi membri ai jurului și ce vă leagă în principiu, pentru că aveți o prietenie de foarte mulți ani. În primul rând, gândește-te că suntem oameni foarte apropiați ca și vârstă, deci clar am crescut cu aceleași repere, clar am mâncat modă pe pâine, modă beauty pe pâine, revistele anilor 90-2000 au fost pentru noi cartea de căpătâi, ca să zic așa, și e clar că o să avem foarte multă chimie, pentru că sunt până la urmă aceeași imagistică, aceeași direcție pe care am primit-o și la care am fost expuși. Cu Moris mă cunosc de foarte mult timp. Ne-a povestit și o întâmplare în legătură cu tine și el. Am vrea să te lăsăm pe tine să povestești ceva despre o întâmplare, având în prim plan pe voi doi, de exemplu. Sunt foarte multe, dacă e să pun degetul pe una singură n-aș putea, dar mi-aduc aminte poate de prima noastră întâlnire. Ne-am întâlnit pe setul unui videoclip. Mi-aduc aminte că era vorba de un artist român, de Ana Maria Ferenț. Se întâmpla undeva cam cu 20-22 de ani în urmă și Moris era, sper să nu greșesc, mai la început în perioada respectivă. Era un videoclip în care trebuia să schimbăm foarte multe lucruri într-o perioadă foarte scurtă și mi-aduc aminte de Moris că era într-un colț și prima noastră discuție a fost despre cum faci, dragă, sprâncenele alea ață pe care le avea Marlene Dietrich. Personajul nostru cumva mergea în direcția aia și era uimit de cum astupam sprâncenele la momentul respectiv ca să pară că i le-am ras și că după aceea ele apar pentru un nou personaj. De asta mi-aduc aminte. Traluca este un compendium de modă, de beauty, de pop culture, tot ceea ce înseamnă esența lucrurilor pe care le-am citat se numește Traluca. Uneori mă întreb dacă sub peruca ei nu e un calculator sau ceva care are o memorie de elefant. Fata asta, îți spun sincer, adică ce descoper la ea, pentru mine uneori sunt răscoliri din astea de... Mi-aduc aminte de momentul ăla. Uite, chiar amândoi aveam o referință comună legată de Carrie Bradshaw și se vede că am fost fierți pe românește amândoi cu Sex and the City. Spune-ne ceva ce telespectatorii nu știu despre Alex. Eu sper să-l urmărească și să ne urmărească foarte atent, pentru că este un tip surprinzător, de cald, de mișto, cu un discurs fantastic, ancorat în fashion de 10 de ani de zile. Îl vor place foarte, 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 foarte mult pe Alex, așa că aplaudați-l și urmăriți-l pe Alex Savagiu alături de noi la Bravo Estil. Cum îl regăsești în această postură pe Alex Savagiu, noul coleg de la masa juraților? Sunt foarte încântată de venirea lui Alex în echipă. Noi ne cunoaștem de mulți, mulți ani de zile. N-am avut ocazia să lucrăm până acum împreună, însă mi se pare că e cumva din peisaj, știi? Chiar dacă abia a venit, e de aici. Știe exact despre ce e vorba. El este și omul care a urmărit toate celelalte sezoane. Iubește moda, el e un artist prin desăvârșire. Și atunci cumva locul lui mi se pare că e fix aici. Se potrivește mănușă. Comentariile lui au fost savuroase. Mi-au plăcut foarte mult. S-a integrat una, două. Se cunoaște cu Moris și cu Raluca. Sunt prieteni vechi și atunci... ce poate fi mai frumos decât atât? Cum ți-ai regăsit pisica de catifea? Pisica mea de catifea este pantera mea neagră, este superbisimă, este superbisimă. În sezonul acesta nu mai suntem măsămare și cu scram, suntem două nepoțele. Cred că v-a zis pisica mea chestia asta? Nu, n-a apucat pentru că se grăbea. Atunci ce vreau să vă spun eu, că în sezonul ăsta nu mai suntem măsămare și cu scram, pentru că suntem ne renoim și noi, odată cu Bravo Estil sezonul 8, odată cu Platou, odată cu Canal de 2. În sezonul ăsta suntem și noi două nepoțele, deci mi-am regăsit pisica, o panteră superbisimă, divină, splendidă, de care mi-era atâta dor.
împreună cu Alex, împreună cu Ilinca, sunt sigură că facem echipa perfectă și vă așteptăm alături de noi aici la Canal de 2. Vă așteptăm pe Canal de 2 în fiecare zi de luni și până vineri de la ora 19 la Bravo Stil, sezonul 8.